Tot mai mulți elevi trebuie să meargă la meditații pentru a obține cunoștințele pe care trebuie să le dobândească la clasă. Matematica, limba și literatura română, precum și limbile străine, sunt materiile la care se solicită cel mai frecvent ore de pregătire. Meditațiile în România, sistem educațional paralel sau complementar? Această întrebare ne-o punem mulți dintre noi în momentul în care statisticile arată că unul dintre elevi face pregătire la cel puțin o materie. La meditații, în general, pe timpul mergeau elevii slabi, care, cum să-ți spun eu, asimilau mai greu materia și părinții, într-adevăr, părinții înainte se ocupau de copii și îi dădeau ca să-și recupereze. Într-adevăr, deci cu copiii ăștia mai slăbuți trebuie ajutați, meditați mai mult ca să îi aduci la nivelul celorlalți. Că nu poți într-o clasă, un profesor să lucreze separat numai cu aia care e mai slab. Profesorul predă la toată lumea. Întreabă cine am înțeles, dar nu întreabă că e rușine copilului și nu întreabă. Și rămâne la nivelul ăla mai slăbuț față de alții. Dar cu meditațiile, într-un fel a devenit și un mijloc de a câștiga niște bani. La meditația se face cu un copil, nu cu 7, 10, 11. Deci o meditație se face separat cu un copil, o oră, două, câte ședința de meditație, dar trebuie să o faci. Altfel, dacă sunt mai mulți, sustrag atenția de la unul la altul, se copiază unul pe altul și nu învață chiar nimic. Unul dintre copii este cuprins în acest sistem al meditațiilor, cu o frecvență mai ridicată în clasele terminale. Plata meditatorului se face pe baza unei înțelegeri și sunt puține cazuri care au drept bază o formă contractuală. Este un mijloc de să câștigi niște bani în plus. De fapt, ne dă exemplu conducătorul nostru, șeful statului care a făcut case din meditație. Dacă știam, mă făceam și eu profesor să fac niște case. Nu merg numai la meditații și să nu mai mergă la școală. Care treabă? Nu înțeleg eu sau... Știu eu, nu trebuie predat așa, în primul rând, la școală și după aia, dacă o fi nevoie, nu știu, poate, nu știu să zic eu așa, dacă. Dar, în primul rând, cred că acolo trebuie acționat, zic eu, școală. Și eu am avut copil. Acum este mare și nu mai are nevoie, este angajat, dar să știți că nivelul școlii față de cerințele facultății de multe ori este scăzut. De asta trebuie să-l dai la o meditație, ca să ai încredere că a asimilat materia așa cum trebuie. Asta e părerea mea. În mod normal n-ar trebui să se întâmple, dar ne adaptăm timpurilor. Elevii solicită ore de pregătire pentru a trece cu bine examenele importante, dar și pentru că nu învață cât ar trebui la școală. De asemenea, mulți copii își doresc să facă performanță. Matematica este disciplina la care fac meditație cei mai mulți elevi, potrivit studiului la nivel național.